În această seară am alături de mine pe fica mea de croșetă, fata mea de croșetă. Bună, Iulia! Iulia Ghile este alături de noi. Bună seara, Iulia! Bună seara, bună seara și dumneavoastră și invitați și tuturor telespectatorilor. Celor care ne vor însoți în această seară. Da. Dacă miercurea trecută am avut-o pe Nușa, Nușa care s-a auto-intitulat sora mea de croșetă, dar Dacă te uiți, bună, mătușa! nu. Așa, în seara asta o am pe fata mea de croșet alături de mine. Mă bucur că au început fetele să-și facă curaj și să apară alături de mine, să aflăm din secretele lor, din tainele lucrului pe care ele le deletnicesc acolo cu mânuțele, fiindcă și Iulia este una dintre cele mai hărnicuțe persoane pe care eu am întâlnit-o în materie de handmade și a lucrat foarte multe lucruri pentru ea personal. O să vă arate de altfel, am rugat-o frumos să aducă lângă ea tot ce a lucrat. Mă rog, nu chiar tot, nu Iulia? Sau ai Am reușit să fost aduci tot? multe pe care le-am dat, pe care sunt în garaj acolo, sunt multe lucruri, dar am destule să vă arăt, în orice caz. Sunt destule. Da. Și de bebeluși, și de, pentru mine, și ciocării, și flori. Foarte frumos, foarte frumos. Uite, doamna Felicia Olteanu este alături de noi. Bună seara, doamne dragi. Iulia, eu o să citesc, o să și afișez pe ecran, dar o să și citesc cu voce tare, fiindcă nu cred că reușesc să vezi pe telefon Da, din păcate nu reușesc să văd. ce scriu fetele. Sido este alături de noi. Bună seara, dragile mele. Bună seara. Așa. Și îmi doresc să ne strângem la fel, în număr cât mai mare, fiindcă cu siguranță vom avea ce afla și de la Iulia în această seară. Doamna Dumitrița Leizeru, bună seara, doamne frumoase! Bună seara! Ana Maria Ioniță, bună seara, doamne minunate! O seară frumoasă, o seară frumoasă să avem, fiindcă asta îmi doresc și eu. Cătălin Sarcani, bună seara din Miercurea Ciuc. Bună Eu vă salut seara! de la Focșani. Ia să vedem, Iulia, de unde ne salută. Eu vă salut din Buftea! Din Buftea, oh. Aproape de București. Nicoleta Retezan, bună seara, bună seara. Bună seara! Ce mă bucur, ce mă bucur. Să vedem de unde ne mai salută fetele. E foarte frumoasă ideea asta. Ioana Mărginean, bună seara. Ideea de a ne prezenta, de unde ne salutăm. Doamna Steluța Bălan, bună seara, doamnelor. Ia să vedem mai departe, că au intrat fetele. Mihaela Țârdea, bună seara, vă pup. Ia Te să pup, vedem. mama! E mama, doamna Mihaela? E Iute. mama, da. Da, să vă trăiască, să vă trăiască, aveți o fată minunată și vă felicit după modul, pentru modul în care ați crescut-o. E o ființă minunată. Deci, Iulia, cred că ne știm doar de cam de jumătate de an, așa, nu? Suntem mai apropiate, nu? Cam Cam așa, da. așa, dar chiar am descoperit un om minunat, să știi, în tine. Mereu te dau exemplu. Mulțumesc frumos! Meritul nu e al meu pe deplin, cât e al lui Dumnezeu și al părinților, bineînțeles, care te cresc, îți dau valorile tale și așa mai departe. Normal, normal. Uite, Ioana Mărginean ne salută de la Bistrița. Georgeta Murărescu, bună seara. Hai să vedem mai departe. Daniela Iordache, bună seara, de lângă București. Uite. Bună Așa. seara! Sunteți aproape de mine! Da. Feliana Gașparel, bună seara de la Cluj, o seară minunată, tare mă bucur când avem și persoane noi alături. Nu, no, mă bucur că sunt ardelenii mei. Cum ar zice soțul, Iulia Ardelean. Da, ia uzi. Bună seara din Franța, Ana Strugari. Uite ce frumos, ia să vedem, mai avem o doamnă. Din Ilfov, uite, Ana Maria Ioniță din Ilfov, Snagov. Bună seara! Mama îmi mulțumește, da.
Florinela Tudosă, bună seara, aveți o invitată frumoasă. Felicitări pentru șezătoare și toate realizările. Da, este. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Este frumoasă Iulia noastră, fiindcă are 23 de ani și tare tinerică. Da. Și doi copii minunați, căsătorită cu doi copii minunați. O felicit, o felicit. Sido ne Mulțumesc frumos. salută de la Arad. Hai să Bună vedem mai seara. cu. Tudorica Petrică, bună seara, vă salut din Vădeni, Brăila. Așa, Iulia, ai copii minunați să străiască. Sido, Mulțumesc Sido. din suflet, la fel la toată lumea care are copii, să fie sănătoși și iubiți. Nușa, invitata de săptămâna trecută, bună seara frumusețelor! Vai, Nușa! Bună seara, Mulțumim! doamna Lucia. Vreau să vă spun că ați fost pe sufletul meu. Deci, dacă sunteți sora doamnei Alisa, sunteți mătușa mea de croșetă. Mă bucur că am asemenea neamuri. Uite, doamna Nicoleta Retezan ne salută tocmai de la Moldova Nouă, județul Cara Severin. Este o zonă tare frumoasă, am străbătut-o de câteva ori în concedii, fiindcă am prieteni la Drobeta Turnu Severin. Doamna Nicoleta, super, super zonă! Bună seara, doamna Maria Toma ne salută din Berceni. Uite! Bună seara! Doamna Angela Sniter din Cotnar, bine v-am găsit. Doamna Constanța din Can, bună seara, doamne dragi. Doamna Georgeta, bună seara, doamne frumoase. Iulia este cea care a lucrat un superb amarilis. Eu vă salut din Brăila, vă îmbrățișez cu drag. Da. Bună seara, da, într-adevăr, nu vreau să fiu, dar e super. Chiar a ieșit super. Da, doamna Iuliana Stanciu ne salută de la Roman, doamna Ioana Ciucan din Pitești, cu mult spor. Copii, copii! Da. Nușa zice că se mândrește cu așa nepoată și că te pupă. Vă pup, vă pup și eu vă pup. Apropo, Nușa, ai alături de tine și Amarilisul, să-l mai arăți aici la doamnele prezente? Nușa sau eu? Nu tu, Amarilisu. Am zis Nușa? Eu? A zis Nușa, da. Scuze! A, deci l-ai lângă tine. Vai, deci e... Oricine a venit la mine în casă a spus, vai, ce floare ai. Super, Deci super, super. e mândrețea mea, să spun așa, în materie de flori. Da, o salutăm și pe doamna Maria Boar, de la Basna, din județul Sibiu. Așa. Draga mea, eu te felicit din suflet pentru această realizare. Sunt și eu mândră de mine, fiindcă am văzut că chiar au lucrat, doamne, de pe grupul meu foarte multe acest amarilis. Adică, chiar dacă este o lucrare amplă, este mult de lucru la el, îți trebuie multe materiale, de ce să nu recunoaștem? Așa, o să te rog, după ce mai citesc aici că ne-au salutat fetele, o să te rog să ne spui un pic despre Amarilis, cu ce l-ai lucrat, să le zici un pic la fete, da? Așa, doamna Georgeta Angela, am citit mesajul doamnei, n-aș vrea să sar niciunul din mesaje. Iuliana Stanciu, bună seara de la Roman, vă salut cu drag. Așa. Doamna Elena Anton, Elena de la Iași. Bună seara, doamne frumoase, ce mă bucur! Ce mă bucur că ești alături de noi, doamna Nelly, bună seara, doamnelor, vă salut de la Urziceni, mă bucur mult să o și aud pe frumoasa și harnica Iulia, vă îmbrățișez cu drag, doamna Alisa. Deci vezi că fetele te cunosc, Iulia. Da, Așa, nu mă bună așteptam. seara, nu te așteptai, nu? Anda, Disima, mă bucur că v-am prins din nou live și eu mă bucur că sunteți alături de noi. Doamna Ștefănescu din Irlanda ne salută, doamna Elena și noi o salutăm. Da, doamna Constanța din Can din Giurgiu și Nușa zice, doamne, ce frumusețe, felicitări. Sido, la fel, wow, dar chiar e superbă floarea, da. Da.
Așa, doamna Simona Catană din Köln, din Germania. Ce mă bucur că este și doamna Simona alături de noi. Da, draga mea, hai să mai arătăm o dată floarea, Iulia, și să ne Da. spui un pic ce fir ai folosit, da? Deci, la flori, la petale, am folosit un acril, Baby Best am folosit aici, dar Aha. am folosit fir alb simplu. Ceea ce vedeți dumneavoastră pe margini și în mijloc, anumite picățele, este desenat cu un marker permanent de mine. Nu am găsit niciun fir care să-mi placă atât de mult de gradeu din ce aveam eu și zic, măi, hai să văd ce pot să improvizez. Și l-am desenat. Frunzele sunt tot dintr-un acril. La fel le-am luat cu full acela, le-am presat. Aici am adăugat fluturașul după tutorialele dumneavoastră. Da, se văd și fluturașii. Și aici eu am folosit, vă spun sincer, aveam o țeavă goală de la un mur. Am Aha. tăiat cât am considerat eu necesar și le-am umplut acolo. Am adunat și n-a trebuit să mai adaug altceva. Că au o ținută foarte frumoasă, foarte bună. Da, dar cu ce număr Și de croșet ai lucrat florile? a fost un pic de muncă pentru că am lucrat cu 1,6 și am avut Da. firul și trebuia să fiu foarte atentă, știți cum e cu agățatul. Da. Îți ia mai mult timp, așa este. Vă spun sincer că am lucrat prima dată o noapte am stat ca să fac am făcut cam 2 flori jumătate. Apoi am stat cam încă o zi și jumătate să termin și celelalte, și bobocul și frunzele. Eu lucrez pe sistem noaptea. Cel mai mult. Am înțeles, Nu da. că nu e foarte sănătos, dar în timpul zilei sunt cu activitățile casă, încep cu copii, gătit și așa mai departe și nu prea permite timp. În schimb, noaptea când evadez, pun șezători, îmi pun diferite melodii, îmi pun și intru în lumea Am înțeles. Foarte frumos. Te felicit, draga mea, foarte frumos. Aș vrea să-mi mea. spui și Mulțumesc! bluzița de pe tine, lucrată tot de tine, bănuiesc, da? Este A, bluza Doina. este doina și am lucrat-o cu firul acesta de la Superdiva, nuanța asta. Așa. Da, se vede, da. O, mie personal, Același pentru că am o fel pe figură. care îl am și eu pe mine. Da. Personal, mi-au intrat cam aproximativ 200 și un pic de grame, dar eu am măsura M. Da. Pentru o măsură mai mare, vă dați seama că intră mult mai mult, dar mi-a intrat 200 și ceva și n-am făcut-o foarte largă jos, am făcut-o puțin să vină așa pe corp. Da. Cum așa. Ai lucrat câte două ochiuri de lanț între modele. Da, am lucrat câte 2 de lanț. Da, super. Bravo, bravo. Uite că au Am mai lucrat scris doamne. cu mare drag, mai ales culoarea a fost una, chiar acum am ceva asemănător, nu-i chiar la fel, dar seamănă foarte mult, doar că diferă, e bumbac și e mult mai subțire. Da. Păi te pregătești de vară de acum, nu? Da. Eu lucrez iarna pentru vară și vara pentru iarnă. Super. Hai să mai citim câteva mesaje, Iulia, și apoi te lăsăm să ne mai spui ce lucrări mai ne-ai mai pregătit tu acolo. Doamna Rosalia Helget, bună seara, vă pup din Germania. Doamna Zinica Tiodorovici ne salută și ea. Sido zice că a început și ea. Poate o voi termina cândva. Ce Amarilis simpatică sau este. bluza mea? Cred că Amarilisu, că atunci a postat, în timp ce povesteai tu despre floare, atunci a postat mesajul. Este Doamna de Catalina. mult, dar merită. Da, e ceva unicat acolo în casă, să o avem pentru sufletelul nostru. Doamna Catalin Sarcani, wow, superbă floarea, te felicit, felicitări. Așa, Mulțumesc. doamna Săluța Bălan, felicitări, Iulia, și la cât mai multe proiecte. Nușa, Mulțumesc. poate ne arată și rochia lucrată astăvară.
Aceea din pătrate? Nu ai alături de tine Da, acolo? o am. Da, o am. Cum să? Aha. Bună seara, Aceea. foarte frumoasă floarea, doamna Ionela Sindie. Nela Borș ne salută. Bună seara, doamnelor. Doamna Zinica Teodorovici zice că a început amarilisul. Super, super, fetelor. Da, acum Vedeți? ne poți arăta rochița, așa poți să o aduci un pic mai aproape. Eventual să bagi un pic palma pe dedesubt, Iulia. Ia să Da. vedem. Se vadă modelul la pătrat, nu? Acum se vede foarte bine, da? Și este o rochie lungă. Deci tu ai făcut aceste pătrate. Povestește-ne un pic. Da, a început așa. Îmi doream o roșie lungă și ceva din pătrat. Inițial am căutat pe YouTube niște modele mai diferite, puțin mai mi se păreau mie mai frumoase. Și m-am oprit la modelul ăsta, îl găsiți la doamna Claudia Cripeț pe canal. Mi-a intrat multe pătrate, pentru că am făcut-o lungă și am stat la ea cam o lună de zi. Da, super. Și Și ce am mai folosit, folosit un bac? am folosit un bumbac foarte, foarte bun. Este bumbacul acesta Cotonex Mona 8. Ah, mi-ai trimis și mie două bobine dintre astea cadou. Da. Mi-am luat mai mult și am zis să fie. Și încă mi-a mai rămas ceva. Hai Eu și așa mai e lau. când îmi... Să mai vedem ce ne-ai mai pregătit tu, ce ai mai lucrat acolo. Superbă și rochița, ce să zic. Mult de lucru, dar a meritat efortul. Mulțumesc, da. Vreți din secțiunea de bluzițe, de lucru Da. pentru copii, bucării și flori? Hai să, fiindcă am început cu bluzițele și rochițele, hai mai arată-ne bluzițe, ce mai ai tu acolo. După aia începe cu copilașii. Mi-a plăcut foarte mult aceasta. E lucrată după tutorialul dumneavoastră, spuma mării. Da, super și Am aceasta de folosit aici. o Alize Diva Umbre, ceva cu umbre, batic, parcă îi spuneau, de grad Da, frumos. da, da, da. Și mi-a plăcut enorm. Și spatele l-am făcut așa, simplu, un pic de alb aici și restul mi-a plăcut culoarea asta. Să vină așa. Super, super, super. Da, bine, bine și așa. Da. Mai am tot o bluziță, la fel, bine, din și am zis să-mi fac un mix top. Da. Este așa, mai lunguță puțin. Oh, ce culoare frumoasă și asta. Super. Da. Tutorial găsiți la tot la doamna Claudia. Bluză Da. mari, se pare, nu mai știu exact cum se numește, dar oricum e o bluză cu verde tot dânsa, cu Alize Diva. Și dânsa o avea pe verde, eu am avut culoarea asta și mi-a plăcut. Și cum am văzut-o, m-am și ceva timp. Nu e chiar rece lucrată, să spun așa. Super, Și te felicit. aici am un top. Dacă nu știu, Miha, dacă se uită Miha Rotaru, știu că ea e tăuroaică când vede roșu. Știi? Pentru tine. Da. Aici e fața. Mi-a plăcut, are mânecuțele astea bufante, așa, lărguțe puțin. Și un vinec foarte cambrat pe corp, mâneca, mă refer. Da. Și arată, găsiți tutorialul tot la doamna Claudia. Eu foarte mult o urmăresc pe dânsa, pe dumneavoastră, adică și la început, cu începutul meu, o mai urmăream pe doamna Carmen Chipur. Super, super, te felicit, draga mea. Deci chiar lucrări delicate care necesită răbdare, lucrate cu fire subțiri și chiar. Acum am ceva în lucru cu foarte subțire. Cam așa arată. Tot așa trebuie să bagi palma sub el. O culoare trandafirie foarte frumoasă. Da. Magenta.
Da, asta? Asta va fi o rochiță care o să aibă un cloș în partea de jos. Am văzut mai multe modele, încă nu sunt hotărâtă, dar îmi vin mie idei. Mă uit ori pe Pinterest, ori găsesc surse. Dar îmi Da. place foarte mult bumbacul ăsta artist. Cu artist lucrez acum la ea. Deci este superb. Este superb cum se așează. Textura lui, nu știu, zici că alunecă pe croșetă, practic, când îl folosesc. Da. Așa este. Am și o rochiță de plajă pe care am lucrat-o în vară, acea albă. Într-adevăr, bumbacul artist și pe mine m-a cucerit, ca să zic așa, foarte frumos. Eu am lucrat-o cu o Deci, ca croșetă să vă de arăt cât de mult m-a 19. cucerit. Cam așa mi-am luat-o și nu-i tot. Ți-ai făcut provizii. Da, deci am toată casa plină, în debara, în dormitor, chiar și în bucătărie am o bobină. Uite, Peste toată casa plină. ne salută și Manu de la Pitești. Iulia, bună seara cu întârziere și din partea mea. Sper că ești bine, mai bine, sănătoasă, că trebuie. Valentin Gapur, ce păr frumos aveți, doamnă, și cu bluza albastră, sângeriu frumoasă. Da, mulțumim frumos pentru aceste cuvinte. Doamna Emilia Minea, bună seara, doamne dragi, vă salut din Austria, vă urmăresc cu mare drag. Și noi vă salutăm și vă îmbrățișăm. Mărgit Sofalvi, bună seara, doamnelor. Hai să vedem. Iulia, dragă, vei fi regina verii cu asemenea frumuseți. Felicitări, ne spune doamna Florinela Tudosă. Mulțumesc frumos. Scopul meu este să am lucruri unicate, deosebite, pe care să nu le găsești în magazin și lucruri care Exact. plac mie. Pentru copilași, ce ai lucrat, draga mea? Oh. Deci, pentru copilași, eu chiar am început să croșetez în perioada când eram gravidă, da? Fețeama care are 2 ani și 10 luni. Să-ți Și trăiască. atunci am lucrat foarte multe lucruri pentru copilași. Deci, am această rochiță Super. pe care fetița mea a purtat-o foarte mult timp. Am această rochiță cu care eu am scos-o pe ea din maternitate. Super. Are și set cu căciuliță și botoșii. Căciulița o am aici, botoșii nu știu pe unde au apucat. I-am Și mai făcut. în general, ce fir folosești la lucrușoarele de copii? Care fir te-a cucerit? La început, când nu știam, am început să lucrez cu ce văzusem și eu, adică cu acril. Dar mulțumesc Dumnezeu că m-am oprit repede și la timp. Cu excepția acrilului acela anti-peeling, nu mai folosesc acril și folosesc bumbac sau foarte, foarte bune. Ia uite ce Acesta drăguț am ești azi. lucrat cu tot cu Super Diva de la Cancun. Și aceasta. Super, super, super. Nu mai știu dacă tot cu fir din ăsta sau cu bumbac. În orice caz, unul din două. Unul Da, din da, da. aceste două au fost. Pentru că am văzut ce și cum se comportă la spălat, dar am uitat să vă arăt ceva. Zicea doamna Nușa în șezătoarea trecută, ceva de un costum de baie. Da. Și eu l-am lucrat de ceva vreme, poate o să-l port vara asta. Mi-am făcut așa pantalonaș. Da, se văd, se văd. Tot îi place dânsei verde, spunea că îi place verde. Da. Și în loc de sutienă mi-am făcut un top care vine cumva aici, pentagonul ăsta la gât și aici te lege așa. Da, Așa. da, da. Aha, super. Am folosit la el tot un alize ceva diva. Nu mai știu codurile să vă spun, dar în orice caz. Dacă aș fi dat timpul înapoi, mi-aș fi folosit un bumbac mercerizat ceva, dar Îți e faci bun și așa. pentru vara asta. Da, am alte lucruri acum în plan.
Am pentru copilași făcute foarte multe, am avut căciulițe, potoșei, nu vă zic, cred că am avut o sacoșă cu mare plină, am mai dat că i-au rămas mici fetiței. Pentru băiețel am la fel, căciulițe, seturi cu, uitați, chiar am aici un set lângă mine. Așa, i-am făcut așa căciulița. Da, de pitic. Și cu Super. mânuși. Super, super, super. Foarte frumoase, foarte frumoase. Uite și doamna Emilia Minea zice frumoase lucrări are doamna, dar și bluza dumneavoastră este superbă. Mulțumim mult. Ia să vedem. Felicitări, Iulia, câtă eleganță, ne zice doamna Angela Sniter. Mulțumesc. Romelia Brad, bună seara, doamnelor. Uite, ne salută și Raluca de la Oradea. Ce mă bucur că este și ea alături de noi. Bună seara, superb tablou, superb, superb. Da, nu așa, zicem, vine să le mănânc cât sunt de frumoase. Nu poți, nu poți. Da. Anișoara Sofiei, bună seara, doamnelor. Nușa din nou ne scrie, deci mor, ce frumos e costumul. Ia uzi, deci ai cucerit-o pe Nușa, Păi, Iulia. eu ca zic că îi place verde și eu l-am lucrat de ceva timp. Zic, gata, îi arăt. Uite, Raluca de la Oradea zice că mă uimești, Iulia, când ai timp să lucrezi. Noaptea. Pentru mine noaptea e un spectru minunat. Și îți mulțumește fiindcă ai lăudat-o pentru tabloul frumos pe care mi l-a făcut cadou. Într-adevăr, deosebit, un cadou deosebit cu Da, Charlie. multă muncă. Auzi, draga mea, dar am auzit că ai mai spus și jucării. Deci ai lucrat și jucării? Da, am lucrat și jucării, deci am lucrat păturici, cam toate tipurile de lucrări, în afară de genți. Genți și coșulețe din acelea din bambu, cred că încă n-am apucat. A, la flori am uitat să vă mai arăt, mai am aici și plumeria și tată. Da. Super! E lucrată de anul trecut asta. Da. Și am o surpriză. E, ia uite, parcă seamănă, parcă seamănă. Uite. Parcă seamănă, nu? Te felicit, draga mea. Uite, Este ne de stă mult bine. îmi place. Da, într-adevăr este spectaculoasă și chiar am văzut că au lucrat fetele. Deci E mare de pus în păr, că mă gândeam să fac una mai micuță. da, poți să faci din fir mai subțire și poți să faci pâlnia un pic mai micuță. Fiindcă ai văzut că se începe pe 17 ochiuri de lanț și se fac 5-5-5, dar Să nu eu e, deci cred am că se lucrat cu reduce. bumbac. Aici am lucrat cu Catania, dar trebuie să fac și frunzele mai micuțe și mijlocul ăsta. Da, Un merge, pic chiar și merge. de pus în păr și de pus la clame la fetiță, că eu la clame i-am făcut și așa ceva. Eu, Super! Uite ce frumos! Super idei! Lasă că te invit să lucrezi toporașii. da, eu lucrez orice, nu mă dau înapoi de la nimic. Asta iar mi-a plăcut foarte mult. Potcoava, da, foarte frumos, te felicit! Super! Trifoliul mi l-am făcut și deja îl port aici. Da, văd că ai în piept acolo și guleraș, îmi place, super, super! Ca și mărțișor m-am pregătit și eu. Nu numai doamna nu, da? Așa, ai făcut și ghiozdănele. Uite ce surprize, Iulia. Foarte frumos, îți mulțumesc. Da, ești. Anul ăsta a terminat, a fost acest splendid îngeraș. Da, am văzut că ai lucrat, am înțeles că ai oferit și cadou. Da, am lucrat, deci vreo patru bucăți din astea și două din acelea, primul model pe care l-ați Primul postat model. dumneavoastră. Primul model, da, cu ceva în mână, da, îngerașul cu... Super, super, într-adevăr. Păi Hai nu să mai trebuia primim să mi mesaje, aici, fiindcă Miriam. ai primit... A, ai și frunza! Super! Super! Hai să mai citim mesaje un pic, Iulia. Da. Doamna Felicia Olteanu te felicită, se vede că ești o împătimită a croșetatului. Da, sunt. Așa, uite, Mirela Knitted Moment. Bună seara, ce surpriză frumoasă! Așteptam să o văd pe Iulia.
Bună seara, vă pup! Raluca, Iulia, nu am intrat de la început, sunt curioasă ce proiect mare ai în lucru. Da, am o rochiță. O rochiță în culoarea magenta, e culoarea mea preferată. Și aici, în partea de sus, modelul arată așa. Dantelat. Mi-am dorit ceva dantelat. Da. Și Deci o jos o rochiță. să aibă un cloș. Un cloș, un cloș. O să iasă super, super, de-abia aștept să o termin. Fiindcă văd că ai spor, doamna Tudorică Petrica, foarte frumoase lucrări, mă bucur că v-am descoperit. Mulțumesc. Ce frumuseți lucrați, felicitări, doamna Anișoara Sofiei, Zinica Teodorovici, felicitări, Iulia, ești un exemplu pentru fetele tinere. Raluca Maican, super, super, superbă rochița, așa, tot Raluca, vă îmbrățișez cu drag, doamna Mariana Gal și noi. Și ia să vedem acum, uimește-ne cu ce jucării ai tu acolo la îndemână, Iulia, ia să vedem că deja ne-ai dat pe spate cu lucrările tale. Cel mai recent e elefanțelul Dumbo. Jumbo, da? Ei, ai pus minge pe trompă. I-am făcut o mingiuță așa. Ce tare! Dar cum I-am ai pus la... făcut bulinele? Tot așa le-ai colorat? Da, deci am croșetat mingea și bulinele le-am colorat cu marcări din acela, permanente. Super tare! Super tare! L-am îmbujurat așa frumos. Da, fetița Foarte mea de frumos! când l-a văzut, deci abia îl scosesem de pe croșetă, n-am apucat să-l pardez. Mami, fantu, Super. mami, iubesc fantu. Am ceva vreme lucrat și acum se joacă cu el. Da. A fost un proiect lucrat, un proiect lansat anul trecut, Da. chiar s-a Încă lucrat un foarte. proiect care i-a plăcut. Și ea e topită după ochelari. Da. Așa, da, așa este. Foarte frumos și acesta a fost un proiect foarte lucrat. Da, puiuțul. Ce fire ai Și folosit am în avut o pupă detalii? mai mult. Ce anume? La jucării folosesc Baby Best. Alize Baby Best, gentuța aceea. Baby Best. Mi se pare cel mai ok. Și Cotton Gold pentru jucării. Da, așa este. Alize Cotton Gold. Da. Și folosești croșetă Da. mai micuță, nu? În general, la jucării depinde cât de bătut vreau să iasă. Și 3, 2 și 3. Cu astea două croșete lucrez la jucările. Am și rățușca. Rățușca, da, foarte frumoasă și aceasta. Da, uite că ai foarte multe proiecte lucrate de pe canalul meu, pisicuța, bineînțeles, se putea. Deci, vreau să vă zic că am avut tot așa, am luat o comandă și, deci, cred că am făcut vreo 3 sau 4 pisicuțe numai dintr-un foc. Tot așa, am mai avut vreo 3 iepurași, 4 iepurași de făcut set de mamă și fiică. Da. Deci, chiar au fost super lucrate și am luat și comenzi de pe tutorialele dumneavoastră și știți. Da, știu, am primit și cadou din partea ta. Mulțumesc, uite, îți mai mulțumesc încă o dată. Un cadou foarte frumos și un cadou surpriză. Mai surprins, plăcut, ce să mai încolo Ce încoace. mi-aș dori ar fi la vară, dacă o să fie tot bine, să ne și vedem așa, face to face. Ce bine ar fi să bem o cafeluță împreună sau să vii la așezătoare. Fie să vin eu la București, la Buftea, fie să vii tu la așezătoare cu copilașii, că e curtea mare, au unde se juca. Da, și am și unde să vă cazez la butoaie. Emen, Miha, nu știu dacă e pe aici. Deci am început o pisicuță de ceva. Nu știu să vă spun de ce. Nu i-am pus o codiță, domne. Nu am, știu, codița mai amat. Păi și ce, poți să-i pui tu, care-i problema?
Da, o să-i pun o codiță de, din aceea cu fir puffy. Fluffy puffy, nu știu cum spune, tot de la Alice de ceva este. Da, e foarte frumoasă și aceea, sub formă de inimioară. Foarte Da, frumoasă. de pe canalul doamnei M&M Crochet. Da. Uite, ne mai salută și flori de primăvară. Bună seara! Doamna Constanța din Can. Felicitări, Iulia! Ai numai frumuseți lucrate! Ia să Nice. vedem. Eugenia Oineagra. Salutări de la Chișinău. Bravo, sunteți! Mulțumim frumos că sunteți alături de noi! George Chiriță, bună seara, doamne frumoase! Ia să vedem! Bună seara, vă felicit pentru tot ce faceți! Felicitări și invitatei dumneavoastră, proiecte și lucrări foarte, foarte frumoase, ne zice doamna Irimia Camelia. Mulțumim. Raluca de la Oradea, Iulia poate fi declarată fanul numărul 1 al canalului Dr. Croșet. Da, Cer, așa e. da, pentru că dorm cu doctor Croșet, mă scol cu doctor Croșet, mănânc, gătesc, deci pare rău, cred că da, e adevărat. Trebuie să dăm niște diplome acolo, niște cupe, medalii, nu? Pentru fanii canalului Dr. Croșet. Uite, ar fi o idee bună. Ce zici, Iulia, nu? Ai fi de acord? Păi, dacă tot n-am luat diploma trecută, trebuie să compensez aici, nu? Da, doamna Nelly B., toată admirația și felicitări pentru talentul și munca depuse. O seară minunată ne Mulțumesc. salută și doamna Ionelia Vlădescu, vecinica mea drăguță, ea ne urmărește ca de fiecare dată. Bună Nușa, seara. felicitări! Felicitări, Iulia, lucrările tale sunt minunate. Da, numai cuvinte de laudă la Mulțumesc. adresa Iuliei. Aș vrea să te întreb, Iulia, dacă, fiindcă ai foarte multe lucrate, foarte multe proiecte, ți-au trecut multe fire prin mână, deci nu aș putea să nu te întreb care este firul tău preferat, firul care te-a cucerit cel mai mult, hai să zic așa. Un fir preferat de la un anumit brand, să spun așa, nu am. În schimb, am o textură preferată și e bumbacul. Indiferent că este mai subțire sau mai plinuț, bumbacul rămâne și va rămâne întotdeauna preferatul. Am înțeles, am înțeles. Și din Dar proiectele pe care. Cum? Cum, Iulia? pe acestea două le-am îndrăgit mult, bumbacul acesta ce vi l-am arătat de la Cotonex, de la Mona, și Da. artist. Am lucrat și cu Lizzie Bahar și cu Cotton Gold Fine, parcă îi spune, acesta de v-am arătat topul. Cu el Da. Da. am lucrat. Asta. Da. Este foarte subțire. Deci cum se numește ăsta? Mai spune o dată. Ăsta se numește Alize Cotton Gold Fine. Aha, am înțeles, am înțeles. Și Mi-a plăcut. din toate proiectele pe care tu le-ai lucrat, ai avut așa preferate? Ai avut unele dintre ele care le-ai lucrat foarte mare drag, așa, nu știu, deci preferate, e cuvântul potrivit. Da, pentru mine foarte, foarte mult acea ruță de pătrate a fost un proiect pe care pe suflet și mă bucur că am reușit să-l termin. Și proiectele care au fost cel mai de suflet sunt cele lucrate pentru copii și Florida. Și florile, și florile, da, fiindcă ai lucrat și tu multe flori, e adevărat. Știu că ai și vândut. Rochița chiar poți să o mai arăți încă o dată pentru doamnele care au intrat mai târziu, așa mai detailat. Poți să te ridici un pic și în picioare și să o arăți așa în toată splendoarea ei, că într-adevăr este un proiect care merită prezentat. Și cu mânecă Arată, lungă. deci la moment i-am pus așa un Ciucuraș. ciucuraș,
Da. Aici celul de pătrat e ceva puțin mai diferit, dar e foarte frumos. Și jos, la fel, i-am pus ciucuraș. Deci Da. cred că am 300 și ceva de pătrate, 380 și ceva parcă la ea lucrat. Super. Dar cum ai montat-o? Cum ai reușit să o montezi, Iulia? Totuși, ai avut un Păi. manechin. Cum ai procedat? Pe o rochiță, cum Nu, ai procedat? eu nu folosesc manechin, în schimb probez. Lucram ce lucram, deci întâi mi-am unit părțile de aici, am probat pe cap să văd cum stă pe mine, cum se așează și când mi-a plăcut, Ai început și am unit. unit cu celelalte. Da, toată Aha, rochia mea da. e unită. Da, e unită tot de tine, da. Dacă zici că ai Acum avut mai greu, 300 și... bineînțeles, la cuțit. Ai Da. cusut la ax sau ai prins la croșetă? Am prins la croșetă un fir, la el îmi rămânea două. Unul dintre ele l-am prins cu croșetă și celelalte a trecut. Am înțeles, am înțeles. Foarte frumoasă lucrare, foarte, foarte frumoasă. Pe bună dreptate, e lucrarea ta de suflet, așa, adică cu drag. Sorina ne Da. salută de la Alești, din județul Bihor. Bună seara tuturor! Iulia, ești frumoasă și Bună talentată. Te felicit, seara! doamna Mulțumesc frumos! Nelly! Doamna Nelly o salută pe Nușa, că știu că ele se salută una pe alta. Iulia, de unde cumperi cotonex? Te întreabă Raluca de la Oradea. L-am cumpărat de pe fir de tricot a povești, de la doamna Serena Eftimie. Am înțeles, mulțumim. Eu acolo găsit. Doamna Iuliana Stanciu, doamna Alice, mai aveți proiecte viitoare de mărțișoare? Ce surprize ne mai pregătiți? Păi trebuie să Da. mă gândesc cum mai pregătesc. Ce zici, Iulia? Zic, da, așa e, trebuie să ne arătați și dumneavoastră ce ne mai pregătiți. Da, poate, poate niște flori o să mai fac. Am văzut că sunt îndrăgite florile. Am lucrate și anul trecut mărțișoare frumoase florale. Anul acesta am început cu potcoava, cu cheia, și cheița a fost foarte apreciată ca și mărțișor. Eu mai recomand și acești toporași pe care am lansat tutorialul astăzi. La fel, i-aș recomanda floricica de toporaș aranjată. Eu zic cu o ață de mărțișor, cu un ac, da? De broșă, la fel poate fi transformat într-un mărțișor. Deci florile, în general, am câteva tipuri de narcise lucrate și acelea pot fi transformate în mărțișoare. Chiar am câteva proiecte super, super, zic eu, și să vedem. Poate luna aceasta mai fac câteva modele, nu? Să vedem. Avem Uite, mire. Mai destule. e, mai e un pic de timp, de abia a început luna februarie. Ai felicitări și din partea lui Mirela Knitted Moment, pe lângă faptul că ești tare frumoasă, ești foarte talentată. Felicitări pentru toate minunatele proiecte prezentate, Iulia. Mulțumesc frumos, asemenea. Asemenea că și dumneavoastră faceți minunat. Da, nu șa, vă pup dulce, doamna Nelly. Nela Borș, felicitări, spectaculoase lucrări. Mulțumesc. Într-adevăr, foarte, foarte frumoase. Chiar, Iulia, la copilaș ai să le faci tot mărțișoare croșetate? Băiatul merge la școală încă? Deja? Băiatul meu nu merge, va merge din toamnă la școală. Am înțeles. Da, adică bine de mine ca și timp, eu o să le fac mereu. Eu am început să lucrez mai multe chestiuțe, așa, eu lucrez la mai multe, așa, deodată. Am făcut diferite lucruri, fundițe, fluturași. La fetița am văzut că aveți, ești niște maci superbi, pe care vreau să-i lipesc cumva de agrafe și când vine căldura de o las fără căciulă, o, să frizez acolo, să fie chic, să fie frumoasă.
Da, chiar am și un mini mac croșetat care într-adevăr ăla merge și ca mărțișor și la agrafă de păr. Da, o idei sunt multe. Idei sunt multe, Iulia, așa este. Chiar l-am folosit, am făcut doi. Ce anume? Zic, chiar mi-au plăcut, am făcut două bucăți din acelea și au fost foarte apreciate și de mine, și de soacra mea, și de mai multe ori. Maci, da, maci, într-adevăr, ai lucrat și trandafirul roșu, țin minte, pe care l-ai oferit tot așa mamei soacre, așa, care din păcate nu mai este, dar nu vreau să te întristez. Da. Așa. Și aș vrea să îmi spui, în afară de rochița aceasta, dacă ți-a mai atras atenția vreun proiect și ți-ai dori să lucrezi. Deci, m-am uitat foarte, foarte mult pe Pinterest și după ce o să termin rochița asta, am în cap, nu știu dacă să-mi fac ora sau să-mi fac o salopetă. Am înțeles, dar să fie cu pantalon scurt, salopeta? Nu, 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 lung, cu pantalon lung. Aha. Da, îți dai seama că trebuie să lucrezi tot dintr-un fir subțire, cum este firul artist. Tot dintr-un bag așa foarte subțire și mie îmi place mai mult ăsta mercerizat decât cel normal. Da, păi are un luciu deosebit așa și într-adevăr o textură și te ajută într-adevăr și la lucru. Te felicită și flori de primăvară, multă muncă, felicitări. Mulțumesc, mulțumesc. Într-adevăr, ai multe, multe lucrări, într-adevăr, ce să mai. Mirela zice, Ali, să-ți țină Dumnezeu obiceiul. Uite, așa prin tine reușim să cunoaștem o mulțime de fete foarte talentate. Ești minunată și ai reușit să împarți atâta bucurie și bunătate în jurul tău. Da, Mulțumesc păi mult! vă spun sincer că eu de multe ori când lucrez și asta îi mai spuneam și lui mama și știe, zic că mama, eu lucrez și eu cu tutoriale, ascult, adică și șezător, chiar dacă nu lucrez ce lucrați dumneavoastră, sau nu știu, îmi place să vă aud pe fundal. Mulțumesc mult, mulțumesc mult pentru aceste cuvinte frumoase, fetelor. Las și reclamele să meargă, pentru că știu că, indiferent cât de puțin, totuși vă ajută. Și asta recomand la toate fetele care vă urmăresc. Fetelor, lăsați reclamele să meargă. Poate dacă pică ceva mai lung, vă duceți, vă faceți o cafea, un ceai, dar ajută. Credeți-mă că ajută dacă suntem foarte mari. Da, la câtă muncă este, da, ce să facem? Na, asta e, nu toată lumea are răbdarea necesară, Iulia. Îi dă, închide reclama. Da, ce să Multă facem? lume nu știe, așa că trebuie să știe. De ce să nu? Da, și asta e adevărat. Am discutat la un moment dat. Un mic semn de apropiere, de recunoștință, să spun așa, pentru că și noi lucrăm foarte multe lucruri după tutorialele dumneavoastră și atunci, măcar atât. Mersi, mersi, draga mea. Doamna Nelly, subscriu mesajul Mirelei, Crina, Mirela Stemate. Mulțumesc frumos, doamna Nelly, din suflet. Nușa zice, o, și eu las reclamele. Mă bucur, Nușa, mulțumesc. Da. Păi este singura răsplată de la YouTube pentru munca depusă pentru noi. YouTube-ul oprește destul de mult, la noi ajung destul de puțin bănuți. Și îți spun că, uite, mai investești în fire cu care să-ți faci noile proiecte, nu-i așa? Păi asta mă gândeam, toate costă, adică un fir bun și de calitate costă. Vrei ceva bun? Da. Costă, nu? Cine crede că Da. ieftin lucruri de mână se înșală și fetele, fetelor care lăsați ieftin, nu, eu vă dau sfat, acum faceți ce vreți. Apreciați-vă munca, Da. timpul vostru, timpul nu-l mai puteți cumpăra. Așa este, așa Un fir, este. da, îl putem, dar timpul nu mai putem, sănătate, nu se mai poate. Da, foarte adevărat. Uite, mai am un susținător aici, doamna Constanța din Can, da, și eu las reclamele să curgă. Știu că o ajută pe minunata noastră doamnă. Vă mulțumesc frumos, într-adevăr.
Iulia, uite, chiar vroiam să te rog să transmiți un mesaj fetelor, comunității, doamnelor în general care lucrează, fiindcă noi aici suntem o comunitate de fete harnice, pricepute, nu? Care mai de care, așa, îmi place să zic. Da. Anul ăsta ce a trecut, 2021, sincer a fost un an frumos și foarte greu. Ce am învățat eu din el este să prețuiesc clipele fericite. Să fac lucruri care pe mine mă fac fericită. Înainte vă spun sincer că aveam niște obiceiuri care nu mi-aduceau fericire. Adică, nu știu, stăteam și orice pată vedeam, vai, nu merită, credeți-mă. Deci, nu e nimic cu tine, nu vine nimeni la tine și spune, Toată ziua curățenia, nu? da, vezi că e o pată acolo, vezi că ai lăsat aragazul acolo puțin bătat, vezi, fetelor, credeți-mă că devine o obsesie, pentru mine personal devenise o obsesie și am zis, eu trebuie să-mi fac timp mai mult pentru copii, trebuie să-mi fac timp pentru ce-mi place mie mai mult, pentru că nu se Okay. știe când nu mai ești, nu se știe niciodată ce se întâmplă. Da. Faci ceva frumos în urma ta, faci ceva ce știi că ți-a plăcut să faci. Corect. Pun accent mai mult pe relația mea cu Dumnezeu, pe suflet și încerc să fac lucruri bune astfel încât răsplata să nu fie neapărat materială, cât sufletească. Corect, corect. Da, foarte Asta frumos. vă place. Faceți ce vă place. Indiferent că e o jumătate de oră, o oră pe zi sau la 2 zile. Faceți ce vă place. Indiferent că e o înghețată, indiferent că mănânci la 2 noaptea ca te oprești sau mai fac eu. A, mai faci și de seama. Da. Da. Am momente când mănânc la 2 noapte clătite și nu mă simt deloc vinovată. Da, ai dreptate, draga mea. Uite, ne salută și Andreea Onițiu, păpuși croșetate. Bună seara, cu multă întârziere, nicio problemă, Andreea. Chiar te sfătuiesc să vezi în reluare această șezătoare cu Iulia noastră, fiindcă chiar Bună, ai ce Andreea, apreciez. Bună. Foarte multă răbdare pentru păpușile alea minunate, superbe, divine. Divine, așa este. Bun cuvânt, bun cuvânt, Iulia. Ia să vedem ce ne mai zice Mirela noastră, Cnitit. Câtă dreptate are Iulia? Reclama este de fapt sursa aceea mică de venit din care creatorul își poate cumpăra materia primă pentru a putea realiza un tutorial. Da, așa este, așa este. Da. Știu că nu sunt singura care a spus-o și sunt, adică și mai multe lucruri. Și de ce să nu? De ce să ne ajutăm să fim, ce ține de noi să fim mai buni, nu doar de sărbători și tot anul și toată viața. Da, așa este. Era o vorbă, că de ce suntem buni unii cu alții, ne salutăm, ne numai de sărbători. În restul anului, de ce nu o facem? Foarte adevărat. Răspund de ce nu? Ipocrizie, lipsă de Da. iubire și de respect, nu doar față de ceilalți, față de noi înșine. Da, Față de noi. exact. Exact. Uite ce zice Nușa. Nu se vede, Iulia, că mănânci noaptea. Nu se vede pentru că încă sunt tânără și am metabolismul bun, dar credeți-vă că mănânc și mănânc mult. 2 ani și 9 luni am alăptat. Fetița mea are 2 ani și 11 luni face. Și am alăptat și mă gândesc eu că probabil și treaba asta m-a ajutat să așa. Dar să Da. știu că încerc. Adică dacă, de exemplu, azi am mâncat clătite la 2 noaptea, câteva zile încerc să nu mănânc zahăr sau niciun. Prefer să mănânc fructe. Adică să compensez cumva să nici nu abuzez de ficatul meu sărac. Da. Andreea ne spune că o să mă uit cu siguranță. Așa să faci, draga noastră. Și spor la lucru și ție, că și tu creezi lucruri Spor, minunate, într-adevăr. spor, spor. Da, spor să avem toate. Iulia, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea. Într-adevăr, e posibil să o am și pe MM Crochet într-una din săptămânile viitoare. Săptămâna viitoare am mai invitat o doamnă drăguță care la fel ne poate vorbi despre fire, dar vreau să fie o surpriză fetelor.
Nu vreau să vă spun cine va fi invitata mea de săptămâna viitoare, fiindcă eu vă aștept cu mare, cu mare drag aici alături de mine, ca de fiecare dată. Uite, Nușa face glume în continuare, zice, la mine se vede că mănânc și ziua. Nușa simpatică, Nușa. Da, draga mea. Deci, după cum spuneam, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația. Știam că ai lucrări frumoase, că ai lucrat mult și că chiar ai ce să ne arăți. Și Eu vă mulțumesc că v-am descoperit, că lucrez foarte multe lucruri. Mă bucur că din ce în ce mai multe fete se axează pe treaba asta cu da. manual. Și eu Este mă și bucur. un studiu făcut științific că s-a descoperit. Noi, cele care lucrăm manual, suntem mult mai puțin predispuse la Alzheimer decât un om care nu face lucru manual. Păi da, că punem mintea, o punem la contribuție și n-are timp să se degradeze. Să se Da. atrofieze ca mușchii. Doamna Nelly, felicitări și mulțumim pentru această seară. Salut toate participantele și spor tuturor. Și eu le Sport. doresc spor la fete. Le invit cu mare, cu mare drag să lucreze aceste minunate flori pe care le-am lansat și mărțișoare, că am câteva proiecte. Chiar eu mă laud singură, frumoase. Da, Da. chiar sunt frumoase. Adică, fetelor, credeți-mă, chiar dacă stați mult mai mult timp la floarea asta, când o să o vedeți la gata, o să vă încânte sufletul și inima. Da, așa este, da. Ia să vedem. Mirela zice, wow, abia aștept să văd invitata de săptămâna viitoare, să aflăm sfaturi utile despre fire. Seară frumoasă, dragele mele. Așa, nu și-a zice, avem Dacă o două să cu noi. vină doamna Miha Rotaru, nu știu când o să vină, are o vorbă care îmi place mie, spune, zice, a mea, te pup! Da, într-adevăr, e simpatică tare și Croșet. Felicitări, o seară frumoasă și mulțumim pentru lucrări, doamna Mariana Gal. Ne zice doamna Carmen Ridiche, bună seara, stimate doamne Hărnicuțe, scuze pentru întârziere, o să văd în reluare, nu trebuie să vă scuzați, doamne ferește, noi ne bucurăm că sunteți mereu alături de noi, când ne Exact. urmăriți în reluare. Romelia Brad, o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, fetelor. Mult spor și să fiți sănătoase. Vreau să Să fim promiteți. sănătoase cu toate. Să fim sănătoase. Numai bine, dragilor. O seară Mai bună. bine. La Dar bună. revedere!